Alertă pe Marea Neagră. Un avion rusesc de vânătoare a fost interceptat deasupra apelor internaționale în spațiul controlat de țara noastră. Pentru că pilotul rus nu a răspuns apelurilor făcute de controlorii de trafic, a fost activată o misiune de poliție aeriană. Două avioane de luptă Typhoon britanice de la baza Mihail Kogălnicianu au forțat aeronava rusească să se îndepărteze. Apariția avionului de luptă rusesc Suhoi 24 Fencer într-o zonă în care n-ar fi trebuit să se afle a fost detectată dimineață. Aparatul de vânătoare zbura deasupra apelor internaționale ale Mării Negre în spațiul aerian controlat însă de români. Cum nu existau planuri de zbor pentru această cursă și nici pilotul rus nu a comunicat cu controlorii de trafic români, prezența lui reprezenta o chestiune de siguranță pentru celelalte zboruri aflate pe ruta peste Marea Neagră. Așa că a fost declanșat imediat mecanismul de reacție rapidă al poliției aeriene, misiune executată de forțe militare române și britanice de la baza Mihail Kogălnicianu. Două avioane Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice au decolat și, în doar câteva minute, erau în aer pentru a intercepta avionul intrus. The aircraft had entered the Romanian flight information region, had not followed the flight plan, and its intentions were unclear. Once the scramble notification was received, we were airborne within minutes. Once intercepted, the aircraft was identified as a Su-24 Fencer, and the aircraft then made a turn northeast. We shadowed the aircraft until it exited the Romanian flight information region. Aparatul rusesc, interceptat la ora 10:50, a părăsit în scurt timp zona de responsabilitate românească. Piloții britanici au revenit la baza Kogălnicianu la ora 11:30. Spațiul aerian de deasupra apelor internaționale ale Mării Negre a fost împărțit conform convenției de la Montego Bay din 1925 fiecărei țări riverane în tocmai ca feliile de tort. României îi revine această felie care se întinde de la limita de 12 mile marine de țărm până unde este spațiul aerian național, până la o distanță de 48 și respectiv 66 de mile marine în larg, pe porțiunea cea mai extinsă. În acest perimetru, cei care tranzitează zona își depun de obicei planuri de zbor și mai ales sunt în contact cu controlorii de trafic. Singurii care nu fac asta sunt piloții ruși. Pentru unul dintre piloții britanici care au intervenit în incidentul recent, misiunea va rămâne cu siguranță de neuitat. Yesterday was my first scramble and it's the culmination of years of training back home. Typhoon itself is an amazing aircraft to fly. You don't really have much time to sort of appreciate what you've done until you get back, kind of thing, because your training kicks in and you're just thinking about sort of the mission at the time. Detașamentul britanic dislocat la Kogălnicianu, din care fac parte aproximativ 200 de oameni, piloți și personal tehnic, se află la finalul misiunii de întărire a poliției aeriene, executată de forțele aeriene românești pentru securizarea spațiului NATO. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+. We'll be right back.